Uitați-vă, gol aici. Prea tare, adică prea sus de fapt. Cauți jocuri la reducere și nu găsești? Intră acum pe linkul din descriere. Bine ați venit aici la un nou episod de Rocket League. Nu uitați acolo, dacă vă plac episoadele de Rocket League, nu uitați să lăsați acolo multe, multe like-uri. A pornit mare challenge aici. Deci dacă facem 100 de like-uri la acest episod în premieră la un videoclip, cred, de-al meu cel puțin. Dacă facem 100 de like-uri, nu știu ce vom face, dar habar n-am. Acum că v-am zis și ce facem la 100 de like-uri, adică nimic, haideți să începem și noi episodul ăsta, corect? Băi, eu nu mai înțeleg, mă. Deci acum e undeva pe la 7 dimineața, cred, că mie îmi place să filmez dimineața, nu știu de ce. Mă trezesc și îmi place la cafeluț. Ați înțeles? Bă, mâncavă-și. M-am trezit, nu știu ce, răcoare, mă înțelegi? Zic, mamă, perfect, bam, 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 filmez, ale. Nu vă exagerez, în 10 minute, băi, mare furtună. Deci era, zici că era 2 dimineața, bă, negure, eu nu se vedea nimic. Zic, ce să filmez, mă, că nici nu mă văd în webul ăsta, e un, mamă, mare vigilie, nu știu ce. Deci, ploi, nebunia, alea, după, am văzut că arată pe weather, ca pe la 2-3 după amiază, așa e canicole, ești nebun, 40 de grade. Bă, nu mai înțelegi nimic, ești nebun, la 6 dimineața zboară acoperișurile, ești nebun, de la vânt și așa, și după amiază ești cu ăla, cum îi zice, cu șezlongul, ești nebun. Bă, bune că nu mai înțelegi nimic. Hai să ne concentraos. Vezi că bine se duce, se ducea bine rău de tot, era gol. Mi-am bătut joc de faza asta. Bă, pe bune că mi-am bătut joc. Credeți-mă că este primul meci pe ziua de azi și este și dimineața. Deci se acceptă unele greșeli, cum ar fi greșeala asta. Iau și-o boost-ul. Nu. Bine, mă, ha. Să vedem. Hai cu pasa aia nebună. Hai, mă, ha. Hai, mă, tată, că l-ai văzut că vine. Stau și la tine dimineața. Ia vezi aici golul. Aproape de. Las-o la mine. Doamne, ce cu echipieri am. Ferească-se. Mă, chiar așa nu mai văzut. Ești de bun că sunt acolo. Hai să vedem, uitați acolo dacă vreți jocuri ieftine, să intrați pe linkul din descriere. Hai că se duce bombă rău de tot. Ah, dacă o lovea și pe aia. Asta nu mai are boost. Dar nici eu n-am ce crezi. Bă, se ducea în port. Uite și tu cum ne-a făcut pe amândoi, dintr-o singură preluare. Să mai zic ceva, că n-am ce să mai zic. N-am boost. Bă, uite ce preluare, mă. N-a pierdut nici măcar o secundă din preluare. A făcut perfect, și un preluare. Preluare perfectă, aș putea spune. Ha, mă, că o greșește. Uite-l, măi, ești nebun, vine el cu a doua atingere. Și ăla al meu ce făcea? Deci nu îmi spune, te rog eu, că omul meu stătea pe boost, așteptând să ia boost-ul, ia să vedem. Nici n-a luat boost, ești nebun, a trecut pe lângă. Asta zic, exact ce ne trebuia la faza aia, să dea pe lângă. Las-o acolo, taic, ați înțeles? Îmi permis și o gură de cafea, o nebunie, o balama. Prea pe Grand Champion. A plecat puțin dimineața, ești nebun. Dimineața și dimineața cu vorbele ei, mă înțelegi. Hai, venim golul? Las-o acolo. Bă, ce șerpălău. Ia uite, bă, și tu. N-am lovit-o. Asta zic, mă. Da, mă, lasă, nu mai veni tu. Ia uite, bă, băiatule. Nu, al meu, ce ai făcut? Al meu. Mi-a dat Lil Pumpy, zi, un gol. Un Grand Champion, zi, nu știe să o apere pe aia, zi, nu mai zic nimic. Bă, dar mai ești puțin. Te moști.
Ia vezi ce tare, dar hai mă, hai du-te spre minge. Ești copil, ce? N-am boost. Ca... Uite, știu cât de, de frumos se lucea. Dacă aveam boost, dau mai tare, era gol. Se lucea perfect. Hai mă, ia pas. A, am înțeles. Hai cu metrule, că ne umflă ăștia în goluri. Ce să le faci, mă, că sunt doi. Bă, dar mai lasă-ne. Hai, mă, hai, hai, tată, hai, du-te, că nu te atacă nimeni. Asta zic. Las puțin să dau și eu cu o idee mai tare, că sincer nu am auzit jocul până acum. Adică am jucat și eu pe surdine, pe nebunie, pe alea, pe balamoc. Hai, tată. Mai lasă-ne. Taaaaleo. Noroc a dat pe lângă, știi, mă. Ia uite-l, bă, palme. Hai că a mai dat pe lângă, știi ce zic? Știi ce zic? A mai dat pe lângă, Dachi. No, mă, uite și tu, nu m-a lăsat să jutez. Uitați-vă la al meu, atât vă zic. Bă, omul e prăjit, n-ai ce să-i ceri. Deci omul este după altă planetă. Uite, bă, nu înțeleg, bă, cum dau tot în ei. Nu pot să înțeleg. Hai, mă, al meu, lovești și tu mingea aia 3, ți-ar ție. Silver 1 ce ești. Silver 1. Lovești și tu mingea aia. Dă forfeit, ieși, mă, acasă. Ieși acasă. Să mă arăgeam dacă am văzut eu așa ceva în Champions League, de unde să lovești mingea cu 1 la oră, pe bune. Mai ești puțin. Băi, dau numai în ăștia când resping, se duce mingea fix în ei. Nu mai înțeleg nimic, ești nebun. Noroc că am scăpat de... De ăsta ești nebun. Cu echipierul ăsta prea bun pentru mine. Hai să vedem mai tenșo. Bă, de ăștia s-au zgârcit, mă, nimic gratis, nimic. Ca alea, alea, balamoc, persiusă, balama. Uite-te și tu. Ăsta e un joc pay to win. Da unde, mă, că e lejer. Băi, nu știu dacă v-am zis și nu știu dacă mai e cineva pe acest episod, să zic, dar pentru cine a mai rămas, dacă mai a rămas cineva, bă, băiatule. Nu știu dacă am zis chestia asta, repet. Bă, dar hackerul ăsta gen de la mine în calculator, că încă n-am făcut Windows-ul, mi-a consumat toți banii după Steam, sunteți nebuni? Bă, cum o să-mi consum toți banii după Steam cu un item? Deci mi-a dat toți banii, care să zicem că e 100 de euro itemul respectiv, da? Bă, și la revânzare e 2 euro, ești de mult, eu n-am mai văzut așa ceva. Cum e posibil? Tu iei o chestie cu 100 de euro și la revânzare e 2 euro? What? Nu, no, al meu. Al meu. El se încurcă în bară, mâncava. Bine, că și eu aici am dat pe lângă, dar... Pă bune, gen. Uitați-vă puțin la al meu, ia. Ba, mă, să moară, bine. Asta zic. Dacă aveam și boost, să moară, bine. Hai, al meu, unde ești? Al meu, stai, tata, acolo nu veni. Nu veni, că n-are sens, mă înțelegi. Eu sincer nu pot să înțeleg cum au ajuns ăștia în Grand Champion. Pă bune, nu știu dacă cum o părea din exterior, dar... Bă, ăștia nu știu să șuteze, nu știu să nimic... Ăștia nu știu să facă nimic, mă, atât vă zic. Nu știu să atace, nu, nimic. Bă, nimic, uitați-vă puțin ce a făcut. Noroc că a ajuns înaintea lor aici, de un care ne dea mare gol. Băi, băiatul. Și eu nu pot să înțeleg cum au ajuns ăștia. Atât vă zic. Ai, oape, frumos. Ați văzut eu cum ar veni, m-am dus pe ăla să-l presez. Bă, dar mai ieși puțin de aici. M-am dus pe ăla ca să-l presez, ca să fie nevoie, gen, să scape de minge. Dar ăsta al meu după, să-i fie ușor să apere. Înțelegeți ce zic? Deci, ăsta e
tactica. Voi dacă vedeți că mă duc pe lângă sau ceva, asta e aici, nebun. N-a fost... În prim plan a fost ca să îl scap, ca să piardă mingea, știi? Îl fac să dea mingea mai departe. Nu veni în mine! Nu veni în mine, te rog eu frumos! Dacă vezi că sunt la minge, nu veni! Haide mă, dă-i odată, dă-i odată, uitați-vă cum face, bă, băiatule. Este pământ de flori, oficial. Oficial, bă, băiatule, bă. M-am săturat, bă, de dăști. M-am săturat, ești nebun. Uitați-vă la al meu, tot ce face să mă urmăresc. De ce? De ce a stat acolo? De ce a venit după mine? Că nu se face așa ceva. Uitați-vă, știu. De ce era fix în acela loc unde eram? Mă, cum să faci așa ceva în champion? Când tu la rancul ăsta ar trebui să stai cât mai lăbărțat cum ar veni, ca să acoperi tot terenul, ești nebun, nu să fii unul în spatele altuia. Bă, bune acum. Nu mai zic nimic. Hai, du-te, patac! Panina! Panina, mă înțelegi! Hai, să vedem! Ah, dacă o rădea pe poartă, dar n-a știut. N-a știut că o să se duc așa, știu. De fapt că nu o să vină la minge. Nu cred că știu că dacă știa. Bă, dar m-am zăpăcit ăsta, mă, dacă nu m-a lovit de 52. Aici, omul meu asta a făcut de când a început meci. Hai cu pasa, cu pasa, cu pasa. Hai cu pasa. Aolo. Aolo. Ce mă știa așa chitre? Mă, ce să știa atât de chitre, gen? Uitați-vă, gol aici, ia. Prea tare, adică prea sus de fapt. Dar nu-i problem, ați înțeles? Am reglat puțin din jigler. 2-2, hai mă, să vedem. Uite, mi se pare că se mișcă puțin mai bine calculatorul, vreți să vă mint? Adică, bine, pe 5M se mișcă prost când filmez, sincer. Dar cred că ar trebui să-ți mai schimbi o setări pe acolo. Bă, dar ăsta stă în 144 de FPS-uri în continuu, gen. Mamă, ce gol era să dau, dar a luat-o flyer-ul. Deci stă blocat în 144 de FPS-uri, care, nu știu dacă înțelegeți voi diferența, dar eu am două monitoare, da? Unul de 144, unul de 60 sau nu știu cât e, ceva de genul. E, voi gândiți-vă că mie, deci ăsta așa a făcut de nou calculatorul ăsta, având un monitor de 144 și unul de 60, cred că făcea placa video bottleneck sau nu știu cum noi asta zice, înțelegi? E, și eu în momentul în care mă jucam și aveam, bă, și o imagine deschisă pe ecranul numărul 2, da, pe ecranul secundar ăla de 60 de Hz, bă, mi se mișca pro jocul, adică chiar dacă îmi scrie acolo 144 de FPS-uri când stă blocat, se mișca foarte lăguit. Se mișca, zici că mi-a gățat în continuu în fiecare secundă, adică degeaba îmi scrie ca multe FPS-uri și așa că eu vedeam ca și cum aș avea 30 de FPS-uri, nu știu dacă aveți și voi problema asta sau ați avut problema asta, dar în fine, bă, și acum, gen, după 3 ani de zile, aici arată autogol, deci după 3 ani de zile, când în mod normal ar trebui să meargă mai prost, n-am mai simt pasă termoconductoare de un an, n-am mai făcut nimic la el, mi s-a ars și SSD-ul și nu știu ce, bă, acum, gen, stau cu filmare, da, deci filmez, cu tot cu webcam și nu știu ce, care consumă mai mult, am OBS-ul deschis pe ecranul 2, bă, și îmi stă jocul lipit la FPS-uri și se mișcă lacrimă, deci dacă vedeți cum mi se mișcă, e mare plăcere să te joci. Nu pot să înțeleg. N-are niciun sens totuși. Probabil trebuia, hai că au dat forfeită, știu că e gol. Probabil trebuia să, a luat-o mă, Zeon. Probabil trebuia să, sau îmi lipsea un driver, ceva de la placa video, nu pot să-mi dau asta. A, mă, las. Asta zic. Bă, unul cu unul ești nebun. Bă, dar frumos ochelari ăștia, mă. Frumos rău de tot ochelari.
tot, mă, divizia 3 aici, nebun, suntem în divizia 3 de 4 episoade, mă, ca așa.